Nu mai este mult până când embargoul legat de importul cerealelor din Ucraina va fi ridicat, iar șansele de prelungire a acestuia sunt aproape nule. În acest context, asociațiile de fermieri își pregătesc deja căile de atac asupra acestei decizii a birocraților de la Bruxelles, agricultorii fiind pregătiți inclusiv să protesteze și chiar să blocheze vămile prin care tranzitează cerealele din Ucraina. Potrivit directorului executiv al Forumului Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România, Alina Crețu, în condițiile în care camioanele cu cereale din Ucraina vor fi lăsate să intre nestingherite în România, fermierii vor să blocheze vămile și să iasă la proteste în stradă. De asemenea, există șanse ca asociațiile de fermieri să dea în judecată autoritățile europene și naționale. Ce să spun? Din punctul nostru de vedere, momentul este unul extrem de grav. Suntem pregătiți, fermierii sunt pregătiți prin cel puțin două căi de atac. Una, bineînțeles că este ieșitul în stradă, blocarea vămilor, a portului Constanța, sunt lucruri pe care fermierii le au în vedere, având în vedere situația extrem de gravă, pentru că anul a fost așa cum a fost, dar nu e doar anul acesta. Vorbim de ani grei din 2019, din 4 ani, un singur an în care am avut o recoltă corectă și prețuri corecte, anul 2021, în rest am avut 3 ani foarte, foarte grei. Întrebarea mea sau chestionarea mea este, trebuie ca tot ceea ce înseamnă corp diplomatic român să facă tot ceea ce este posibil să negocieze în interesul fermierilor noștri. Eu am convingerea că s-au făcut aceste lucruri, dar care sunt șansele să negociem lucruri echitabile pentru a nu ajunge la punctul 2 al mesajului nostru, și anume există șanse foarte mari să dăm în judecată fie Comisia Europeană, fie autoritățile naționale de practici concurențiale neloiale, în contextul în care noi vom fi obligați la anul să respectăm GAEC-ul 7 și GAEC-ul 8 în ceea ce privește rotația culturilor și terenul necultivat, ceea ce colegii noștri din Ucraina, de exemplu, nu vor fi obligați să respecte. Conform ultimelor informații, România încă nu a adoptat o poziție clară, însă premierul Marcel Ciolacu a dat de înțeles că fermierii nu vor fi lăsați la voia întâmplării, a declarat șeful executivului de la București în debutul ședinței de guvern de joi. Îi cer ministrului Agriculturii ca să ne pregătim pentru decizia Comisiei Europene, oricare va fi, privind importul de cereale din Ucraina. Vreau să avem gata un mecanism până la recolta viitoare, ca să compensăm pierderile. Știu că vor fi mari, dar este vital să susținem agricultorii români. Ne vom consulta de asemenea cu partenerii europeni și sper să fie solidari cu acest demers, a spus Marcel Ciolacu în debutul ședinței de guvern de joi. Curge deja primul must de anul acesta. Se întâmplă la stațiunea viticolă Pietroasele din județul Buzău, unde se produce tămâiasa cea mai aromată. Zilierii au intrat la cules în vie, iar treaba a mers ca pe roate. Mai ales că au avut multă voie bună și au întins mesele chiar printre rândurile de vie. Pauza de masă, nu? Păi da. Ce aveți acolo? Chiar. Ce v-a pus soția? Ia să vedem. Soția? Care soție? E plecată la mare. Parizel, ăsta, ce să spun? Roșii, ceapă! Pe culegătorii de struguri din Pietroasele i-am surprins în pauza de masă, despre care muncitorii spun că este foarte importantă, pentru că le reîncarcă bateriile după primele ore de efort. O energie la fel de benefică vine și din schimbul de glumițe colegiale care se fac în pauza în care oamenii își potolesc foamea. Ceapă, mâncare, acolo măsline, poftim? În borcane ce aveți acolo? O mâncărică de cartofi. Uh-huh. Păi da. Un colăcel după la biserică. Amară și noi, da. Boabele de tămâioasă și busuioacă sunt mult mai mari decât în alți ani. Este constatarea zilierilor care sunt de câteva zile la recoltat. Butucul are mulți ciorchini, iar strugurii sunt zemoși. E motiv de bucurie, pentru că astfel se pot umple gălețile foarte repede. Mănânc de azi dimineață, de când am început, tot mănânc într-una. Îi punem mânuța aici și îi rupim așa. Mm-hmm. E simplu, șef, nu e ceva. Decât să... Ce să faci? Cu pensia de 11.100, ce să faci?
În jur de 40 de zilieri culeg în prima parte a campaniei strugurii din soiurile aromate. Muncitorii provin din comunele apropiate, iar cei mai mulți sunt pensionari și șomeri. Ei sunt preluați de la poartă în fiecare dimineață cu un microbuz și aduși de vreme la fermă pentru a începe culesul pe răcoare. Când începeți? La ce oră? La 7. 7:40. Așa? Pauză de masă. Că poți să faci, te plătești. Asta. Aveți porc? Faceți multe găleți într-o zi? 100. Pofta de povestit a unora le face oamenilor munca mult mai suportabilă sub razele copleșitoare ale soarelui. Culegătorii sunt pontați când descarcă strugurii în bena de la capătul rândului, iar banii se încasează la sfârșit de săptămână. Un muncitor harnic poate culege până la 800 de kilograme de struguri pe zi. Și umplete repede o găleată, în cât timp? 3-4 minute. 3-4 minute, depinde de viteza fiecăruia, nu... Ei sunt remunerați zilnic cu 1,50 lei per găleată, ajungând muncitorii să un profit net pe zi ajungă la 180, 190, 200 de lei, chiar și mai mult. Sunt persoane care recoltează peste 150 de găleți pe zi. Specialiștii stațiunii de cercetare viticolă Pietroasele se așteaptă la o recoltă bogată și de calitate. Primul must din tămuioasa de Pietroasă dă semne că va deveni un vin foarte bun. În prezent noi recoltăm cu o echipă destul de numeroasă, undeva la 40 de persoane, atât la lădiță cât și la benele noastre de 2 tone și în 2 săptămâni când strugurii negri vor ajunge la maturitatea tehnologică, o să vină și mașina de recoltat pentru a ne ajuta puțin să îi luăm în intervalul optim. La stațiunea viticolă Pietroasele, culesul strugurilor va dura circa 6 săptămâni, iar cercetătorii speră ca toamna să nu fie una bogată în ploi, pentru că altfel riscă să apară boli și dăunători care să compromită producția de struguri. A umblat mult prin țară vara asta colegul meu Ovidiu Ghinea și nu în vacanță, ci la muncă, în teren. A venit cu multe reportaje și povești interesante despre fermierii români. Astăzi am ales să vă prezentăm în jurnal o mică parte din povestea lui Alexandru Șcheul, unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din județul Suceava. Este patronul unei firme de preparate din carne cu distribuție în toate marile magazine din România, dar și din mai multe țări ale Europei. Are la bază mecanica, iar ca hobby este aviator performant și deține o colecție celebră și impresionantă de motoare. Cum a ajuns antreprenorul sucevean de la zero la înălțimi neașteptate, vedem imediat în jurnal, nu înainte de a vă recomanda să urmăriți întreaga poveste a lui Alexandru Șcheul în emisiunea Portret de fermier, realizată de Ovidiu Ghinea. Pe data din 9 august, când e ziua mea de naștere, am reușit și am făcut în 1997, am făcut prima tură de preparate care s-au putut face, 50 de kilograme și îmi părea că am făcut extraordinar de multe, nu știam ce să fac cu ele. Așa am pornit de la zero, am avut o motocicletă, o garsonieră și un garaj, le-am vândut și am început să fac clădirea în care, vă vedeți, era mică, am început cu câțiva metri de clădire. Am băgat utilajele. Aici erau, erau grajduri, ce aici erau? Aici a fost CAP-ul, cum era, da, pe vremea Ceaușescu, a fost un loc viran, s-au furat tot ce s-au putut, au fost vreo 14 grajduri, aici au rămas numai ruinele. Și aici i-a dat lui tata pământul că trebuia să-i dea înapoi și aici am început să dărâm ce era și să clădesc din nou, da. Poziția foarte bună acum, la momentul ăsta, dacă stăm să ne uităm că sunteți, da, la șosea, acces la rețeaua electrică, da, câteva facilități care contau, da, la vremea aia și bineînțeles, da, că și acum sunt importante. Da, nu era apă, dar am săpat două puțuri de 150 de metri pentru apă și am și apă, curent am avut. Am pornit foarte, foarte greu, dar v-am spus, nu m-am dat bătut și ambiția mea a fost să o scot la capăt. Da. Aveați așa cât de cât noțiuni, aveați ideea ce înseamnă industria asta alimentară? Pentru că, na, cu toții cunoaștem firme mari care n-au rezistat, poate că din prea multă dorință sau ceva n-a funcționat. La dumneavoastră, în schimb, cum ați făcut, cum n-ați făcut, că ați reușit să creșteți de la 50 de kilograme la cât? La 15 tone pe zi acum. La 15 tone pe zi. Da. 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 Cum am început? Eu nu știam despre asta, eu am terminat la mecanică, dar... am pornit-o, că așa era vremea atunci. Erau foarte multe animale la noi în zonă, oamenii n-aveau ce face cu ele.
Da, și era extraordinar, o zonă unde se cresc foarte multe animale și aveam o soră în Germania care lua niște utilaje vechi de la unul care a dat faliment acolo, toți îi spuneau killer, de aici vine și denumirea de killer. Cum să-i pun numele, și am pus killer, așa îi spuneau aia în Germania. Da, deci utilaje de prin 60, de font, toate, trei mașini mi-au adus, alea am făcut clădirea și de acolo am început. Prima dată am dat-o în bară și eu, dacă nu știam, ne-am apucat noi să facem salamuri, am băgat gheață cât nu trebuia, au ieșit ceva care... Am pierdut 2000 de mărci atunci, că am socotit de mărci, zic, dacă dau așa, dau faliment. Și am luat un inginer care, și el și soția, au terminat chimia alimentară la Dunărea de Jos, la Galați, niște oameni extraordinari, de atunci am, el e directorul general și doamna e directorul de producție, niște oameni extraordinari. Ați care erau în domeniu. Practic. Exact, împreună am luat, aveam o celulă de afumare așa de 2 metri pătrați, când au venit și au văzut cum vrei să afume astea așa. Și am luat-o de la capăt, încet, 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 am avut abatorul nostru, am făcut separat undeva și acum avem un abator modern, toată, dar păcat că nu prea avem ce tăia. Tăiem numai pentru noi, pentru firma noastră, deci vita o luăm toată de la populație și porci, tăiam și porci, dar acum porci cu pesta porcină s-o cam terminat treaba. Importăm carcasă de porc, da. Cu cele 50 de kilograme atunci ce ați făcut? Le-ați dat la prieteni, le-ați vândut? Nu, erau magazine pe aici care au venit și ei mi-au făcut prețul, nici nu știam prețul. Au venit și au luat asta cam atât, v-am spus că n-am făcut socoteală, cu 2000 de mărci le-am pierdut cu... patru porci și un taur care l-am tăiat, am băgat. Da. Și de bineînțeles că am vândut carnea crudă și după aia am luat-o de la capăt tot. Și încet, încet am crescut, dar nu mi-am luat nici mașină, nici casă, nici mofturi, nici n-am mers nicăieri. Tot ce am strâns din beneficiu am investit tot. 8.500 de tone de cereale este capacitatea de stocare a fermei vegetale Antal Iustin din județul Neamț. Asta după o serie de investiții care au început în urmă cu 11 ani. La fel de importantă pentru profitabilitatea unei ferme este investiția într-o fabrică de nutrețuri combinate. Iar Ion Ruxandescu, directorul comercial al fermei Nențene, consideră că aceasta este cea mai simplă și mai eficientă metodă de a da plus valoare unei ferme. Per ansamblu, investițiile sunt esențiale pentru profitul unei ferme, indiferent de dimensiunea ei. Și vedem imediat în jurnal detalii de la ferma din județul Neamț, într-un interviu marca Ovidiu Ghinea. Încă din 2012, în faza de proiect, s-a aplicat un proiect european, prin care s-au construit 4 silozuri cu o capacitate de 1036 de tone fiecare, cu echipament de selectare, descărcare, uscare. Ulterior, în 2021, printr-un credit bancar, am mai construit încă 4 silozuri cu 1000, tot de 1036 de tone fiecare. Practic, capacitatea noastră de depozitare la ora aceasta este undeva la 8500 de tone de cereale. Cerealele sunt aduse din câmp cu mijloacele proprii, sunt trecute prin groapa de recepție, selectate, eventual introduse în silozurile de serviciu dacă umiditatea nu este corespunzătoare, ulterior uscate și după depozitate în celulele mari. Mare parte din producție este destinată vânzării, descărcarea se face în capătul opus. Parte din producție este destinată FNC-ului care îl avem în partea din spate. Tot în partea din spate avem și flota care asigură adică practic putem lucra între 2500 și 3000 de hectare lejer. Vorbim de gama de tractoare combine și echipamente. Un laborator în care se fac analizele la cereale, un corp tehnic în care ne desfășurăm activitatea administrativă, cu un tank de stocare a apei, rezervor anti-incendiu, pe care îl deservesc și cei din comunitatea noastră. Au fost situații în care
au fost incendii și a fost luată apă din rezervoarele noastre. Avem posibilitatea asta. Cam asta e activitatea, Cam asta e activitatea noastră. Da. Felicitări pentru ce faceți aici. Cred că poate constitui un exemplu de fermă cu un capital 100% românesc, o fermă a unei familii de români care aduce plus valoare românilor, are angajați români și iată că întreaga activitate se desfășoară în acest areal geografic. Codruț Popa este un adolescent din comuna Șcheia, județul Iași. Adolescent care a crescut într-o familie în care dragostea pentru oi a devenit o îndeletnicire moștenită de la străbunici. La vârsta la care alți adolescenți visează la gadgeturi, haine de firmă și petreceri, Codruț speră să aibă o stână mare, cu cât mai multe animale. Băiatul nu a renunțat la școală și a reușit să îmbine foarte bine studiul cu munca la stână. Codruț Popa, ciobănaș la 15 ani, are în grijă 200 de miorițe, pe care le îngrijește cu multă atenție și iubire. Pe lângă pasiunea pentru oi, Codruț iubește și muzica. Băiatul a învățat să cânte la fluier încă de când era mic copil, iar cel mai mare vis al său este să devină un artist cunoscut. Însă până atunci, singura scenă pe care cântă la fluier este cea de la stână. Pasionat de oi, pentru că pasiunea vine de la străbunici, bunici și tată, și așa aș vrea să continui și nu lăs tradiția să piară de oierii. Am 200 de exemplare din rasa turcană brează și oacheșă și am 200 din rasa turcană brează și oacheșă. Aș vrea să continui ciobănia pentru că mi-e dragă. Eu între ele m-am născut, între ele m-am jucat, între ele... Asta vreau să continui. Eu dimineața pe timp de vară, pentru că anul timpul de vară noaptea e mai scurtă, mă scol la patru, și la 4:30 băgăm oile la munți, dimineața. Sara, tot așa ne ducem la... băgăm... ajungem la stână la 4 și la 4:30 le băgăm în strum. Sara. După aia le dăm drumul. Dăm drumul ca să pască, ca să ne dea producția de dimineața. Că dacă e mult sara și nu le mai dai drumul, dimineața nu-ți mai dă producția. Pentru... le dăm drumul, după aia închegăm laptele, producția laptele, facem cașul, așa e brânza, din caș face brânză, ca să ciobănia asta, oia, ca să-ți dea producția laptele, trebuie să fie păscută bine, dată la timp la apă, dată mâncare, că oaia dacă stai, depinde cum îți dă laptele, depinde cum mănâncă și ea. Dacă oaia stă grămadă toată ziua și nu mănâncă, nu îți dă producție. Dacă îi păscută oaia cum trebuie și îți dă producția, dacă nu, nu ți-o dă. Așa că nu. Rostul la ciobănii trebuie să și să-l știi. Trebuie să știi și rândul la oi, cum să faci. Ca să ciobănești. Dacă nu știi rândul la oi, poți să nu te mai apuci de oi. Așa că sunt tineri de vârsta mea care nu știu ce e oi. Școala de arhitectură vernaculară din satul Bunești, județul Argeș, este un proiect inedit, care aduce în atenție meșteșuguri pe care poate și istoria le-a uitat. Construcția cu materiale naturale, precum lemnul brut de salcâm sau de stejar, lutul folosit ca atare în stare crudă, sub formă de chirpici sau ars, piatra și cânepa, sunt materiale care pot fi utilizate cu succes și în zilele noastre. Important este să existe și meșteri făurari care să știe să le utilizeze.
Proiectul în sine readuce în atenție arhitectura vernaculară întâlnită cândva în mediul rural, unde se construia fără arhitect și fără un proiect anume, chiar de mâna celui care urma să o locuiască. Redescoperă trecutul frumos al poporului nostru deosebit și sunt lucruri de o și de o importanță covârșitoare, dar și de o frumusețe răpitoare. Se întâmplă lucruri la care nu te-ai fi gândit că mai sunt de actualitate, de-a iată domnul Guran cu frumoasa dumnealui familie a reușit să pună în scenă alături de serii întregi de studenți, de specialiști în domeniul acesta arhitectural, lucruri care, repet, sunt și utile, sunt actuale, deși ele provin, dacă vreți, din istoria noastră mai mult sau mai puțin recentă. S-a pornit de la contactul nemijlocit cu acei câțiva meșteri bătrânești găsiți pe Valea Vâlsanului și a Râului Doamnei, dulgheri și țari, cărămidari sau chirpicari, care au dat importanța cuvenită materialelor aflate la îndemână. Tema centrală a proiectului Școlii de la Bunești, mă refer aici la șantierul școală, este materialul natural pe care îl avem lângă noi, pe care l-am avut dintotdeauna lângă noi și locuitorii satelor, zonelor rurale știau asta, știau să lucreze cu pământul, cu lemnul și, în cazul acesta, cu cânepa. Aproape fiecare gospodar avea în curtea lui cânepă, o mică cultură de cânepă din care știa să extragă fibre și apoi să țeasă și să producă textile din care da, apoi... Povoare. Și așa mai departe. Își făcea propriile veșminte, propriile haine. Noi am făcut haina termoizolantă și foarte sănătoasă a unei case de locuit. Deci ceea ce astăzi denumim arhitectură ecologică este în foarte mare parte o redescoperire, de fapt, a inteligenței materialelor naturale din gospodărie. Iar dacă vorbim de pământ și de lemn, care sunt cele două materiale cardinale ale șantierului de la Bunești, ele configurează, de fapt, specificul culturii construite în România de-a lungul timpului. E vorba de acea arhitectură rurală din zona subcarpatică. Structura carpantei deci nu are stâlpi de sprijin. Este toată făcută numai pe... Uite că eu acum observ da. că nu are stâlpi. Nu are stâlpi, doar pe cele patru colțuri rează. Da. 16 ani aveam eu. Și asta este o inovație, că meșterii noștri nu știau, ei știau să pună bârnă pe bârnă. Da. Mi-am spus, dar hai să facem așa, să lăsăm o distanță și atunci intră aerul și devine un sunar